prezență. Documente în exclusivitate, spuneam, și o să trebuiască să explic un pic procedura ca să înțelegeți despre ce vorbim. Știm cu toții că săptămâna viitoare e o săptămână de foc pentru noi, pentru români la nivel european. Marți 13 este ziua în care vine, pe de-o parte, raportul MCV dinspre Comisia Europeană, așadar, pe de altă parte, dinspre Parlamentul European, vine o rezoluție ce va fi votată în Parlamentul European. Cum sună această rezoluție? Sigur că am mai discutat în aceste zile. Ce avem însă ca informații de ultimă oră sunt felul în care se dorește în acest moment modificarea rezoluției. Amendamente depuse de toate grupurile parlamentare. Mă rog, nu chiar toate, o să vedem și de ce. Începem cu un amendament al celor de la PPE, adică cei care s-ar regăsi în România ca PNL, da? Este vorba despre o modificare la amendamentul privind libertatea presei. De ce aveți în engleză aceste documente? Ca să nu existe niciun fel de discuții, că am tradus noi nu știu cum, că nu s-a înțeles bine despre ce este vorba. Nu, sunt exact așa cum sunt depuse amendamentele în acest moment. Domnule Stolojan, se dorește explicarea, să spunem, poveștii cu libertatea presei într-un sens ceva mai restrâns, adică nu vă mai referiți la libertatea presei per ansamblu în România, ci atacați ceea ce înseamnă postul public de televiziune și citez din această modificare de amendament. Se face apel către Guvernul României să se abțină de la orice intervenție politică, spuneți dumneavoastră în acest amendament. Cum îl susțineți, domnule Stolojan? Foarte bine. Este un amendament care reflectă o realitate în România, în sensul că puterea actuală încearcă să pervertească absolut toate instituțiile statului. Nu se lasă până nu își pune oameni care sunt pur și simplu fără coloană vertebrală în toate aceste instituții. Ce înseamnă efortul de a înlocui procurorul general, ce înseamnă efortul de a înlocui șeful DNA, ce înseamnă efortul de a înlocui pe toți de la DICOT și așa mai departe. Ce înseamnă să preiei acum toate companiile de stat, să faci un fond suveran de investiții în care să-ți introduci toți fidelii politici, să le oferi noi sinecuri. Deci asta urmărește această guvernare și sigur că nu va scăpa și nu scapă nici postul public de televiziune, care ar trebui să fie într-adevăr un post de informație publică și un nu post de manipulare publică pe care încearcă să-l facă guvernarea actuală. Eu văd aici un lucru extrem de important. Nu mai spuneți este în pericol libertatea presei în general. Mă scuzați, nici nu știu cum se putea susține povestea asta în România zilei de astăzi, ci treceți la restrângeți, să zicem așa, aria în această poveste. Mihai Belu, te rog, întrebare. Eu aici, mie mi se pare mai bună prima variantă sau prin amendament se pierde o bună parte din aspectele legate de introducerea în codul penal a calomniei și insultei. Pentru că, într-adevăr, aia e o problemă. Eu am făcut presă pe vremea când era 205-206. Iartă-mă, Mihai, să vorbești despre libertatea presei, restricții la libertatea presei în România, când ai atâtea posturi de televiziune, când ai atâția oameni care pot vorbi oriunde, oricum și oricât Există pericolul dacă îi bași pe oamenii în penal. Există pericolul să se cam închidă guri. Aproximativ 90% din Statele Uniunii au aceste infracțiuni în cod. În România, culmea, nu sunt. Hai să mergem la încă un amendament. Încă un amendament care vine din partea verzilor de această dată. Se vorbește, vedeți și dumneavoastră negru pe alb, despre problemele legate de netranspunerea în legislația românească a directivei legate de spălarea de bani și ce probleme au urmat ca din cauza, de fapt, acestui fapt. Doamna Renate Weber, cum comentați acest amendament al verzilor? Verzii, sigur, nu sunt reprezentați în România în acest moment. Ei pot fi, sau au fost de-a lungul timpului, asociați, să zicem, cu cei de la USR în ultima perioadă. Vă rog.
În primul rând, dați-mi voie să revin la primul amendament. Sigur, le luăm pe rând acolo, pe toate. Acolo era clar o minciună sfruntată în legătură cu povestea aceea a denigrării țării în afară și atunci au trebuit să renunțe la o minciună și au venit cu un amendament care se referă tot la libertatea presei și la postul public. Foarte interesant de văzut și recomandat cine anume a depus acel amendament. Roberta Metsola vine din Malta, o țară în care jurnaliștii văd că sunt omorâți și lucrurile rămân în aer. Și atunci de ce să nu punem noi România într-o rezoluție ca să mai luăm puțin presiune de pe Malta? Deci eu de standarde duble și de ipocrizie, credeți-mă, sunt sătulă. În ceea ce privește amendamentele verzilor, dumneavoastră ați prezentat acum doar unul singur. Nu, stați că așa, sunt... că mai avem. Da, păi tocmai știm că sunt mai multe și urmează inclusiv acel amendament în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu o procedură legală în curs în România, anume revocarea procurorului general. Iarăși un comentariu doresc să fac. Președinta Verzilor în Parlamentul European este Franziska Keller sau Ska Keller, cum e cunoscută, din Germania. Eu n-am auzit-o pe doamna Keller să iasă cu vreun comunicat și să spună ceva atunci când ministrul justiției din Germania l-a dat afară în 5 minute pe procurorul general. Foarte interesant. Deci, din nou standarde duble, din nou ipocrizie. Pe cuvânt că nu mai pot cu atâta ipocrizie. Mergem la documentul legătură... numărul 3. Revin la dumneavoastră, doamna Weber. Avem doar destul de multe documente. Pentru că a intervenit colegul dumneavoastră și aș vrea să nu confuzăm totuși publicul care se uită astăzi la noi. Nu e vorba sub nicio formă de insultă și calomnie în această rezoluție și eu am pledat întotdeauna pentru dezincriminarea lor. Am avut o discuție curții, dar măcar chestia asta n-a fost prinsă în rezoluție. Nu, am văzut-o pe ecran. În varianta inițială. În varianta inițială am văzut-o pe ecran și de-aia spuneam că nu e ok. Hai să vedem la ce variantă se ajunge până la urmă. Da? Mergem la documentul numărul 3, tot din partea Verzilor. Acest document vorbește despre protestele din 10 august. Felul în care vor Verzi să fie modificată povestea asta, ei zic așa, fac apel la autoritățile din România să se asigure o investigație transparentă, imparțială și efectivă a acțiunilor poliției. Asta spun verzii în acest document, așadar. Mergem și la documentul numărul 4, cel care vorbește despre alt fel de modificări la aceeași poveste cu ceea ce înseamnă libertatea presei. Ia să vedeți aici o modificare din alt punct de vedere extrem de interesantă. Și vă dau citat. Se exprimă, Parlamentul European exprimă îngrijorările sale cu privire la limitarea accesului jurnaliștilor la activitățile parlamentare. Și se mai vorbește de lipsa de transparență în instituțiile publice sau a instituțiilor publice. Emilian Pavel, europarlamentar SND, e un amendament al Verzilor care vorbește despre aceste lucruri. Aveți o explicație pentru aceste povești? Foarte ca de obicei, de o dublă măsură, așa cum vorbea și doamna Weber. În sensul în care noi când ne întâlnim la Parlamentul European și avem o ședință plenară, nu avem voie într-o anumită zonă, doar dacă avem un badge. Nu avem acces în toate zonele Parlamentului decât dacă suntem ori deputați, ori asistenți, ori suntem din stafful Parlamentului. Ori aceste lucruri s-au încercat... Bun, stați puțin că dumneavoastră sunteți europarlamentar. O secundă, dumneavoastră sunteți europarlamentar. Aici se vorbește despre presă. Despre presă eu pot să spun așa. Dacă nu am anumite aprobări, nu pot face o fotografie în plen. În plen fiind doar la balcon,
în totală liniște. Nu ai voie să vorbești la telefonul mobil măcar. Asta ca să facem comparația cu ceea ce face sau poate face presa aici în România, în Parlament. Vă rog, domnule Pavel. Aici nu vorbim doar de presă, dar în plenul Parlamentului European avem acele balcoane în care pot participa vizitatori care se înscriu și se înregistrează, se legitimează și au acces în Parlament. Acei oameni pot participa ascultând și participând la dezbaterile noastre în momentul în care vociferează, în momentul în care au banere sau mesaje pe diferite forme de exprimare, sunt escortați afară. Ține de un nivel de civilizație care am dorit să se implementeze și în Parlamentul României. Dar, din păcate, noi avem chiar deputați care au în Parlamentul României banere, vuvuzele, tot felul metode de a se exprima un pic în afara civilizației care ne dorim și vreau să vă aduc aminte aici de vreau o țară ca afară. Revin la dumneavoastră. Și eu. Vă rog. Am o rugăminte. S-a discutat înainte de amendamente și aș vrea să remarcăm pe toate amendamentele care le aveți pe ecran. Eu nu vă văd, din păcate nu am un televizor în față, dar pe toate amendamentele sunt grupuri politice. În partea de sus, moțiune. Exact. În partea de sus, noi am și încercuit cu roșu să se știe exact dinspre cine vin acele amendamente. Acesta în speță este dinspre verzi. O să ajungem imediat și la amendamentele social-democrații. Vă rog să vă uitați la partea de ce scrie la moțiune pentru o rezoluție din partea grupurilor politice și la sfârșit avem un nume. Monica Macovei. Da. Asta înseamnă, și vă spun, în draft apărea grupul conservatorilor, ECR. Corect. Astăzi apare Monica Macovei. Acest lucru mie îmi spune, dar pentru că sunt, din câte văd eu, documente oficiale Absolut. Ale Parlamentului. Spune clar că acel grup politic și-a retras semnătura asupra acestei moțiuni. Înseamnă că doamna Macovei în grupul ei politic este singură. În acest moment pot să vă confirm că și pe moțiunea, pe draftul de moțiune a fost modificat în acest sens numele. Nu mai apare, dacă ar reuși colegii mei să găsească varianta veche a moțiunii, am putea să vedem lucrul acesta, o să căutăm asta pentru a putea arăta, aveți dreptate și mulțumesc pentru remarcă, nu văzusem acest lucru. Într-adevăr, Monica Macovei aici, pe prima pagină, este trecută doar cu numele, nu mai este trecut și grupul ICR. Vedeți, de fapt, în acest moment, care sunt cei care au scris acest text din partea cărui grup. În josul paginii este Monica Macovei, nu mai apare grupul. Spune Emilian Pavel că acesta este semnalul că grupul nu mai susține această poveste. De altfel, ICR nu are niciun fel de amendament la această moțiune. Poate e ok cu varianta inițială sau pot fi alte explicații. Merg mai departe, doamnelor și domnilor, documentul numărul 5. Un alt amendament al verzilor. Atenție mare, vă rog, la acest document numărul 5, care vorbește despre condamnarea faptului că ministrul justiției a cerut schimbarea procurorului general. Vorbește și despre îngrijorări legate de schimbarea procurorului șef al DNA, domnule Harnagea, și merg imediat și la europarlamentarul Teodor Stolojan. Da, nu e de mirare, mai ales că reprezentanții verzilor... Este un paragraf nou și scrie, iertați-mă, vreau să subliniez asta, scrie în stânga că este un paragraf nou, 8A. Dar și în ședința care a mai avut loc în Parlamentul European, tot reprezentanta verzilor s-a ridicat cu acuzații care, până la urmă, sunt foarte cunoscute, fiindcă pe aici, pe străzi sau prin zonele politice, chiar pe la Parlament, unde vedem niște ziariști care se tăvălesc pe jos, pe covoare, pe acolo, ăia, practic, sunt ziariștii, cam aceleași texte și aceleași cuvinte folosesc. Adică nu e... Eu, până la urmă, mă întreb dacă, cumva, rezoluția nu e făcută de români împotriva românilor, fiindcă dacă... Vă dau dreptate. Scoatem partidele politice care până la urmă își asumă sau nu își asumă, rămân niște români care sunt europarlamentari și care în sfârșit au tot introdus tot felul de lucrușoare.
Domnul Harnagea, îmi permit o corectură. Să știți că ziariștii care vedeți dumneavoastră că stau pe holurile Parlamentului, de mult tot stau acolo pentru că nu au unde să stea. Nu, dar nu mă refer. Este motivul. Am spus că cetățenii aceia care se tăvăleau pe jos, nu știți că a fost episodul ăla. Nu, aia e altă poveste. Cu tăvăleala. Cu tăvălea, dar presa care stă pe holurile astea ca să facă... Nu, eu nu mă refeream la ziariștii, în sfârșit, cu anumită diplomă de ziarist, ca să zic așa. Eu mă refer la acțiunile intempestive și întâmplătoare militante ale unor ziariști, între ghilimele. Unei forțe denumită presă, așa cred, da. Că sunt presă și se tăvălesc pe acolo pe diverse idei care nu le convin. Da.